Berengeană pe ceas, mereu panica de timp. Și nu știu cum s-a întâmplat să fac și bani să mă și plimb. Singur trebuie să-l lupt, cât ar fi de greu. Știu că trebuie să-l lupt, nu, nu mă vezi să mă plâng, cât ar fi de greu. Știu că trebuie să duc. Astăzi aș vrea să vă prezint interiorul mașinii și câteva lucruri de bază pe care trebuie să le ai cu tine când pleci pe comunitate. Deci să începem cu interiorul mașinii. Ce avem înăuntru? Perdeluțele puse de mine, cabluri pentru încărcare, telefon pentru GPS și alte lucruri pentru stație. Aici avem cafeaua pentru curățat, saci pentru gunoi, GPS-ul, stația, patul, am o saltea gonflabilă, destul de confortabilă. Sus, aici sus se pun hainele, sunt hainele. Am inventat chestia asta, mă ajută la soare, când este soare nu mai bate, se vede și interesant. Zorzonelele astea, ăsta îl țin numai pentru CamSam. CamSam este o aplicație pentru a detecta radarele, în mod special o folosesc pentru Franța, merge și fără internet. Pentru încărcat, am câteva LED-uri aici, aici și la picioare. Telefoanele, pixuri, aici în geantă actele mașinii și alte chestii, foile de somn pentru Germania, cabluri, încărcătoare și alte prostii. Un covoraș pe jos, l-am tăiat, l-am decupat eu. Conduc de sculț și de asta e mult mai, se vede și frumos, se menține și curățenia. Acolo în mijloc, unde e covorașul roșu, țin Adidas. Așa se vede și din exterior steagul. Am avut și măsuță înainte, dar am dat-o jos pentru că mă incomoda. Chiar aici, în spate. Așa, în mare. Și ce avem? Să începem. Butelia. Treaba asta se desface pe Germania. Eu o desfac în general, dar acum am terminat de gătit și a rămas așa. După ce se desface, este acest copăcel și vine în vârf. Pască. Vă și arăt. Se desface. Deci asta se desface. Se pune acest căpăcel. Bine prinsă. Aici așa. Și nu e nicio problemă. Asta vine în cutia aia. Frigiderul. E un frigider cu compresor. Este destul de ok, aș putea spune eu. Așa. Pentru mâncare, oale, tigăi, castroane, astea sunt nespălate, doar ce am terminat de gătit, am mâncat și o să le spăl. Anumite lucruri, ulei, cafea, bulion, pâine, fulgi de pireu, așa, bidonul pentru apă. Masă, scaun, cricul de roți, aici vincia de roți, aici cartofi, aici apă, sucuri nu mai sunt că le-am băut, parasolarul, mânușile, o mătură, lighean pentru mai clătim pe față, mai clătim o bluză, un tricou, gentuța pentru duș, atunci când mergem la duș, prosopul. Aici avem tot papuși pentru duș, aici pentru vase, bocanci pentru încărcat, chingile. Asta este geanta cu hainele murdare.
veste reflectorizante pentru atunci când mergi la încărcat. Altă vestă, o salopetă, în caz că trebuie să facem o pană, să facem ceva, să nu ne murdărim. Cască, la anumite firme cere treaba asta și ochelarii, dar nu la toate. Casca asta am purtat-o de 2-3 ori. În mare parte au ei, aia care cer cască, îți dau ei cască, îți dau ei ochelarii, îți dau ei tot ce ai nevoie. Colțare pentru marfă. Avem și aici un colțar, l-am pus ca să țină ușa. Așa, cea, și mai putea să vă arăt. Dacă n-ați văzut, ăsta-i patul. Destul de măricel. Nu e nici foarte mare, dar nici foarte mic. Pentru mine este perfect. Așa, aici iar șervețele, pahare de hârtie, țigările, câteva prosoape, pastile, acolo este o trusă în spate, în sub scaun este o trusă de chei, pastile pentru răceală, pentru gripă, pentru durere de cap și alte prostii, înfățișare pentru cafea, un deodorant, mască, cabluri, cam atâta. Asta, când merg, îl trag, să nu se vadă în spate. Și cam asta ar fi.